14, lipsește domnul Andrei. Doamna președintă. Înainte de a da citire ordinei de zi, spunem spre aprobarea procesului verbal anterior, în data de 29 ori. Da. Cine este pentru? Potrivă reținere. Dau citire ordinei de zi. Proiectul pentru de primire calea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcției publice din anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contarea sumei de 648 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielor transport, personal didactic și auxiliar pentru iulie și august 2017. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Stoica Ion, reprezentantul comunei Heregiu, cadru al Bureau de Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Batou, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Prezentarea raportului de control numărul 16301 din 5 ianuarie 2017 a instituției prefectului Bacău. Și ultimul proiect, probleme curente, ce să spun dezbaterii? Diverse. Deci începem proiectul numărul 1, proiectul... Spre aprobare, cine este pentru? Vă aduc la cunoștință din nou că consilierii care au un interes personal în proiectele de hotărâre supuse aprobării să se abțină. Da. În deliberarea și aprobarea lor, da? Da. Dacă îmi permiteți, aici la parte. Pentru incompatibilitate. De buget, aș vrea să prezint eu, dacă pentru domnul contabil de, are câteva zile de concediu de odihnă. Rectificăm două sume care au venit de curând. E vorba de 405.000 lei sume de pagat din TVA și suma de 8.600 sumă primită de la Agenția Națională de Cadastru. Cei 405... Cei 405.000 e vorba de bani către învățământ, dacă sunt evidenți. 398.000 de lei, 3.900 sunt vorba de salarii. Restul până la 405 tichete pentru copiii din valoare de 50 de lei. Apoi cei 18.600 sunt banii veniți pentru firma care ne execută lucrarea de cadastru general. Până acum nu le-au ajuns bănuții. Eu sunt așa, cel bun sper să spun vis-a-vis de finanțarea lucrării respective, între acasă am doar la noi. Ținând cont că banii sunt foarte puțini și nu prea s-au îngrămădit firmele să încheie contracte, e vorba de 60 de lei pe imobil. Situația în care știm cu toții astăzi o lucrare de cadastru colește de la 5-600 de lei în sus. Toate astea am reușit să încheiem contract cu o societate de la Unești, Eurocap, care a lucrat și anul trecut și am făcut o parte din DLN, o parte din Ciuta de Sus. Anul ăsta s-a schimbat legislația și ne obligă să începem măsurătorii cadastrale cu zona de protecție a conductei de gaze naturale, cea care străbate întreaga comună de la est la vest, ce trece pe Heregiu, Brătila și Ciuta de Sus. Apoi, ce mai rectificăm astăzi? În ce măsa domnul... Avem avut un fondul de rezervă 44.800 bani, care a fost bugetat la începutul anului în ședință de atunci când am aprobat bugetul, bani la dispoziția Consiliului Local și a Primăriei și a Primarului. Dintre aceștia, o parte merg 42.000 către Tribunalul Public pentru trimestrul 4, pentru că nu au fost repartizați și avem cheltuieli foarte mari pe Tribunalul Public. Nu știu ce să mai fac, consum foarte mult lămpile astea. Văd că din ce în ce apar mai multe lămpi dintre astea mari de 500 de vați, pe la teren, pe la Heregiu, am fost aeroglampă acum prins pe la biserică, pe acolo, care consumă foarte, foarte mult. Deci 42.000 merg acolo, 6.800 de lei merg către fondul de mediu. Noi trebuie să plătim în fiecare an către fondul de mediu o taxă în funcție de cantitatea de deșeuri menajerice către groapa de gunoi. Deci practic plătim de două ori gunoi, o dată către depozitare și a doua oară către fondul de mediu. Am plătit pe 2015, pe 2016, mai trebuie 6.800 de lei. Îi luăm tot din cei 44.800 și cei 16.000 de la poliția locală. În afel a fost bugetat mai mult la începutul anului și au rămas bani în plus. Și cred că cam atât. Și vreau eu, dacă sunteți de acord, să luăm din excedent 50.000 de lei pentru a schimba toate lămpile tot ce înseamnă DN11, de la Heregiu și până la Brătila, la doamna Stanciu, într-o primă fază, cu lămpii economice, așa cum au început cei din comunile care ne-au făcut să și vei să durești ceilalți. Mă încerc, nu-mi permit. Noi am avut, la începutul anului s-a divestiția aprobat proiectul respectiv cu design la public, am depus către PNDL
proiectul, nu ne-a intrat proiectul cu iluminatul public și atunci am gândit să luăm un an de an, nu știu, măcar 50 de lei în fiecare an și să începem pe bucățeli, să începem cu DN11, pentru că și am în continuu adrese din partea poliției rutiere, nu e iluminat destul de suficient drumul național, pe acasă trebuie să-l apropiem pe DN11. Gropii nu se văd așa cum trebuie la lângurile noastre. Și apoi, an de an, m-am gândit, nu știu, să începem într-un an cu Drăgugești, apoi cu Deleniu, Vrătilă, nu așa de lângurile, măcar tot ce înseamnă centru, să-l acoperim până pe trasele economice. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, nu știu dacă nu se fac ceva. Se spune la voi, cine este pentru? Abține, împotrivă. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din anul 2018. Să vă prezint eu proiectul de hotărâre anual, în primul acela, se aprobă de Consiliul Local planul de ocupare a funcțiilor publice pe 2018. Acest plan de ocupare stabilește funcțiile publice rezervate promovării, funcțiile publice rezervate promovării rapide, cele care vor fi ocupate prin recrutare, care vor fi înființate sau reorganizate. La această oră avem 26 de funcții publice, din care 3 funcții publice de conducere, 12 funcții publice clasa 1, corespunzătoare studiilor superioare, din care 7 ocupate și 5 vacante, și 11 funcții publice de execuție clasa 3, corespunzătoare studiilor medii, din care 5 ocupate și 6 vacante. În anul 2018, o singură funcție publică va fi supusă promovării, un referent din cadrul biroului financiar contabilitate îndeplinește condițiile de a promova pe funcția publică referent grad profesional superior, iar 11 publice vacante vor putea fi ocupate prin recrutare în limita creditilor de care vom dispune în anul 2018. Sunt discuții pe baza acestui proiect? Se spune sub aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea de contare a sumei de 648 de lei, reprezentând contravalorarea cheltuielilor de transport personal de date și auxiliar pentru luna iulie și august 2017. Sumea așa de mică pentru că au fost în vacanță în iulie și august și doar nimic. Nu știu. Da, în vacanță și care dar cine a făcut? A fost concediu. Cred că fost doamna directă, dar cine mai fost? Personalul meu auxiliar, secretarul, care nu a fost. Spune-mă, vă, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Da, din... Două, abțineri. Două, abțineri. Trei. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind pentru acordarea unui mandat special domnului Stoica Ion, reprezentantul Comunei Târgiu, în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. În adresa de la DIF, mi se solicită Consiliului Local acordarea unui mandat special pentru aprobare NAGA DIF, a unor tarife pe care CRAB urmează să le adopte, modificări de tarife, au fost anexate la documentație actele adiționale la la contractele închiriate cu ATIP, cu CRAB. Reprezentantul Consiliului Local în AGA este domnul Stoica. Domnul primar a făcut propunere tot pe dânsul pentru mandat special. Dacă dumneavoastră aveți alte propuneri? Sunt discuții? Până spre aprobare? Deci nu sunt discuții. Nu, rămâne la urmă. Cine este pentru? Împotriva, abținere. De soață. Da. 5. Prezentarea raportului de control numărul 16301 din 5 anul 2017 al instituției prefectului de Bacău. În data de 29 august, Lipsa Prefectului a organizat un control tematic, de fapt se organizează deci de atunci am fost noi programați, respectarea legalității la emiterea și adoptarea actelor normative.
În urma controlului s-au înregistrat anumite abateri și încălcări de la legislația în domeniul controlat. Am să vă citesc care sunt acestea. Primarul OAT nu a respectat unele atribuții expres prevăzute de lege privind publicarea în monitorul oficial al României, partea a treia, a raportului periodic de activitate conform articolului 5 din legea 544 privind liberul acces la informații de interes public. Delegarea atribuțiilor de autoritate tutelară, transmiterea către mass media locală a anunțului referitor a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză și adoptare. Măsuri necesare în vederea eliminării deficiențelor constatate. Se va stabili un program în baza căruia consilierii locali vor acorda audiențe conform articolului 51 alinia 3 din legea administrației publice locale. Răspund consilierii locali termen 29-a. Văd că n-a trecut aici la deficiențe, la abateri lucrul ăsta, dar avem măsură. Primarul a făcut și un program de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controlului și s-a consemnat că începând în luna septembrie, consilierii locali vor ține audiențe conform articolului 51, după programul stabilit și doamna consilier a făcut un program în sensul că consilierii vor acorda audiențe pe comisii. Sau, dacă dumneavoastră vă gândiți la altă modalitate, în prima săptămână comisia economică, în a doua săptămână comisia juridică, din luna în a treia săptămână comisia învățământ sănătate. Dacă vă gândiți la un alt program, vă rog să ne-l spuneți acum, să-l consemnăm în planul de măsuri. Ce ne-am spus când consilierii de la Hilegiu dau lunar și periodic audiențe și așa și este normal. Da, dar trebuie după o anumită periodicitate. Dar ei un tabel care să specifice clar. Noi am avut o cronică de audiențe pe care dumneavoastră a acordat, dar trebuia după un program bine stabilit. Să știe lumea că în ziua de sunt consilierii PSD sau în prima sau vreți să lucrați pe, nu știu, trebuie să vă gândiți și dumneavoastră la un program cum vreți să... Facem un program? Okay. Analizăm. Da, e așa pe comisii, că fiind 4 comisii, 4 săptămâni, ar fi în regulă. 3 comisii. A, 3, da. 3. Da, dar într-o zi din săptămână, să știe lumea când vă găsește aici, joia, miercurea, de la ce oră la ce oră. Vinerea. Când? Vinerea e Nu. Deci este din post numele. Deci vrem să stabilim. Cu ouă, mă brânză. Bun, acum vreau să stabilim joia de la ora 9 la ora 12 e bine, pe comisie așa? Da. Joia de la 9 la 12, da? În prima săptămână comisia economică, în a doua săptămână comisia juridică și în a treia comisie. E bine așa? E foarte bine. Da? Deci joia de la 9 la 12, da? Da. Da? Bun. A doua, se va trimite la Instituția Prefectului documentația completă în vederea reorganizării comisii locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate. În planul de măsuri s-a transmis documentația prin adresa 7511 din 27-a 9-a. Punctul 3. Se va publica în monitorul oficial pe, raportul periodic de activitate pe legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public. Noi avem aceste rapoarte, dar nu au fost publicate în monitorul oficial. Ca măsură, raportul periodic va fi publicat la termenul stabilit în monitorul oficial. 4. Se vor transmite către mass media locală anunțurile referitoare la proiectele de hotărâri cu caracter normativ cu cel puțin 30 de zile lucrătoare. Măsură se va aduce la îndeplinire la momentul oportun și se vor delega atribuțiile de autoritate tutelară. Iar ca măsură a fost emisă dispoziția primarului numărul 325 din 6-a 9-a privind delegarea atribuțiilor de autoritate tutelară. Practic s-au acoperit micile deficiențe constatate în urma controlului. Mă sunt discuții? Spune la
prezentat raportul. Minuscule. Probleme curente care se sunt în dezbateri Consiliului. Cere întrebări diverse. Să scrie cineva la cuvânt? Domnule Frumșan, nu este problema la Dălen cu apa. Care este problema cu apa? Nu, problema că nu este apă, este apă. Deci nu am rezolvare. Eu sunt depășit situația asta vis-a-vis de apă, vedeți că tot este secetă, nu ajunge apa la pompă. Am schimbat pompă, de două săptămâni mă chinui cu pompă. Am luat două pompe, nu am văzut că am scurtat cu 7.000 de lei. Nu vorbesc de încasări, nu sunt realizate, nu am mult într-un amănunt, pentru că și-a fost și înainte, lucrul ăsta este și acum acolo. S-a ars pompa undeva în 2 august, pentru că era o singură pompă. Pompa de proveniență italiană, nu am găsit în altă parte să o facem decât acolo, la firma din Italia, care au trebuit să o picurirat undeva între 4-5 septembrie. Asta pentru că nu la august, ei nu lucrează. Au ajuns la Sfântul Gheorghe, la cei cu care noi am avut contract încheiat și cred eu că e cam singura fabrică de nivelul ăsta din țară, pentru pompele acelea imense, că nu dă seama ce pompă este acolo. N-am dat comandă doar de una, am dat comandă de două, pentru a nu mai întâmpina situații de genul ăsta și le voi monta pe amândouă în același loc, cu canea atunci când s-a arde, să o schimb și să rămână celălalt, să nu mai rămâne fără pompă. Dar, chiar dacă ar fi avut pompa în august, apă tot n-ar fi fost. Din cauza că nu ajunge apa de la Drujdătăle. Nu este apă. Nu știu, nu este. Nu e resursa apă suficientă pentru a ajunge în Deleni. Uitați că mergeți la Deleni Mântuiești în Deleni și vezi, inclusiv ciușmeaua de pe dreapta unui curgea apă totdeauna și erau oameni și încărcau mașini cu apă, nu ajunge apă. Țării, parcă la Rubinet. Acum lucrăm la proiectul care știm cu toții, că v-am spus că e depus, am reușit și partea de proprietate cu sprijinul Popalei, pentru noroc, tot pe pământul lui, ca și rezervorul de sus, se desfăvează și activitatea așa, se construie rezervorul și captare, dar și pe un talaj de acolo, n-am găsit altă soluție, nici pe lui. Am reușit cu, era o modificare în titlu și am dus deja către proiectantul de grup montaj. Sper ca undeva la începutul anului să termin tot ce înseamnă parte de proiectare, măsurători cadastrale, ridicări topul, că sunt finalizate numai că trebuie cu proiectul, dar nu sunt speranțe foarte mari și nu vreau să mă amăgesc pe nimeni. Atunci când am făcut măsurătoarea undeva în lunile lui mai, cred, mai, aprim, mai, nu știu exact, în cele două puncte, locurile sunt cele două izvoare, la unul aveam 0,4 litri pe secund, la unul 0,6 litri pe secundă. Deci una cu celălalt face un litru pe secundă. În situația în care un litru jumătate este acum la rezervorul de la apa de la Mântofleanda. Deci nu cred că este apă suficientă, dar e mai mult decât deloc. Dar e aceeași situație. În continuare vom depinde de o pompă care va împinge apa de acolo de jos din șes către undeva în partea lui domnul Guran Valic, acolo va fi rezervorul, când se va înțepa în rețeaua existentă, că nu pot. Eu am gândit-o că să înțepăm de acolo pe șes. Nu se poate, pentru că presiunea este destul de mare și dacă nu rezistă țeava, că țeava are de 6 atmosfere sau 8 atmosfere, nu știu câte țeava, trebuie să până acolo sus, am cum să dă până acolo, dar nu cred că este apă suficientă pentru a ajunge pentru statul de lei, care consumă, din punctul meu de vedere, aotică. Și o spun și mi-o asum. Dacă nu, începând de la 1 decembrie și până la, nu știu, la 30 mai, am avut apă aproape zilnic, nu poate să vorbesc nimeni că nu a fost apă, înseamnă că rezervorul la Drăgugești și proiectul, din punctul de vedere, nu a fost absolut deloc greșit. Deci am două sate de rezervor și au avut apă aproape zilnic. În momentul în care au început să se irige, să sece, dacă așa au spus cuvântul și rezervorul a scăzut, iese destul de greu. Eu, unul, nu văd soluție și nu cred că o să vină un primar după mine care vrea soluție pentru Delen. Chiar glumeam cu cineva cu și prin Delen și pentru că o să treacă Taslou prin centrul satului, o să avem o parte de ei. Cred că asta e șansa, soluția. Nu știu, am încercat la Crab, am vorbit cu doamna prefect să mă susțină, am vorbit, poate am găsit o soluție cumva să ne branșăm în 2 ani, în 5 ani, nu știu cât, la rețeaua de la Cuciur, care ajunge până la Slobozia, undeva în zona asta. E foarte greu de adus, pentru că nu se poate aduce prin Albia Taslăului, Taslăul știți ce nebunii faci, prin partea de Brătila, problema proprietății. Dacă acum 10 ani ne-am apucat de proiectul ăsta, nu se cerea decât bază de declarații, dovada proprietății, dacă acolo unde treci cu conducta, astăzi am nevoie de măsurătoare cadastrală și intabulare pe fiecare frate unde țeava ce va trece. De-aia am găsit soluția pe Alei, cu care are pământul de la
exact din capătul izvorului și iese până în drumul ustoroiului, cu tot și foarte bine treaba, și am scăpat. N-am nevoie decât de un singur proprietar. Încolo suntem proprietari noi, tot ce înseamnă drumul este tablat și plicat de noi. Nu este greu, deci nu am altă problemă. Uitam, ieri am fost și m-am dus, am albit, nu mai am păr. Mai am văzut și pe gardă, primare, vrem apă. Dar, dragul, dar nu știu ce să fac, deci nu am soluții, nu văd. Mă sună prefectul, care este foarte bun prefect, spune, băi, să te ajut cu niște apă. Într-o zi eram chiar în concediu, o trebuie să ne cisterne, dar pompier pe cuța, bisetul de apă la oameni. Băi, frate, nu cred că e atât de acută problema de apă în delei. Oamenii că au fântâni în curte. E adevărat, și eu m-am învățat cu binele. Și toată lumea vrea să fie bine, să pună la copil. Nu știu ce să fac. Deci nu am soluții. Vreau să mă duceți și voi cu ați. Mute de acolo. Nu am soluții. Deci nu este apă. Acum am oprit, mi-au venit pompele joia trecută. De sâmbătă am început să limontăm. Am lucrat ieri, lucrez azi, am lucrat luni, lucrez trecă și mâine. Am o pompă care să fie mai mare decât celălaltă. Nu a venit la flanșe, nu a venit la mufii. Am reușit, am pus-o. Astăzi mă întâlnesc cu o altă problemă. Nu vreau să pun cuvântul cineva. Deci nu gândit, deci departe de mine cuvântul ăsta. Cred că s-a băgat turul fără să-și dea seama. Bun bazat, ca seară pompa mergea, mă sună ghiță șoc la 8 și 5 și 2 minute, dom'le, nu am apă. Păi, cum spuneam, dacă apă e oprit la Drăgugești de luni. Am dat drumul, cred că marți seara, 2-3 ori, dar 2 și până la mai spală un butoi, mai au nevoie, dar de drumul să fie oprit și acolo, să nu am discuții. S-au dus până la Ciuși, până la rezervoare. Apa oprită de luni, s-au dat drumul vreo 2 ore. Rezervoarele de la Drăgugești, la Drăgugești, au aproape 3 sferturi. Deci nici măcar nu sunt plini. Erau 3 sferturi. Era apă suficientă să pornească pompa, dar au găsit la podul pânzarului, am 2 rubinetele închise. Și pe ele Drăgugești, și pe ele. Deci nu au plic de lei. Să măcar că vorbim că ori nu s-o priceput și au intrat acolo și au dat drumul, că nu cred eu că a făcut-o cineva intenționat. Acum spune că merge. Închiță, e acolo pe rezervoare, chiar am încoborat, mă sunasă. Că bagă și nu știu câtă apă poate să bage până sâmbătă, până duminică, să dau drumul cea de lungi ce o zi două, pentru că sunt convins că în momentul în care va porni apa la vale din Delen, rezervorul plin de 200 metri cubi, nu va ajunge decât în partea de jos a satului. Și e explicabil de plăcere. Cei de jos, ca și cei de sus, au pregătit butoaie din o tonă, de 200, de 700, fiecare va deschide drumul în același timp. Nu mai bun. Păi toți vor să-și oprească. Cine prinde, prinde, cine nu. Nu știu cum să fac. Dar aveți o contorizare, domnul primar, acolo, cât se consumă pe lună? Nu. Adică cât apă intră în delen? Nu. E lucrul ăsta e rău. Dacă le-a spune și spune, domnule, dar atâta pe fiecare familie, ar fi normal să ajungă. Cât intră în delen, da, am contorizare. Păi cât a intrat? De exemplu, nu a fost cât a plinit în delen. Niciun stop. Niciun stop. Bun. Pentru dar n-am zis, dacă a fost la baie. Deci, dacă a fost. Deci, la orice nu a fost niciun pic de apă în delen. În iunie, dar... iunie. A, nu pot să vă spun acum. Da, dar pe perioada de vară... Pentru că deci, în principiul loc ar fi... Așa sunteți că... Adică să aduceți în vedere faptul că cineva, fără să-și dea seama, omul zice că își face treaba și îl dă grădina. Dar odându-și lui grădina, face rău încă la 20 de familii. Da. Că tu-ți vezi grădina, dar nu are cu ce să spală, deci să spele rufii. Asta se întâmplă. Dar nu, dar trebuie scos în evidență lucrul ăsta. Adică, dacă asta se întâmplă spate... la cei care nu au contor. Da. Deci, dau 15 lei pe lună. Da, nu. Prima dată trebuie stabilită treaba că așa este. Mai sunt o parte care nu au contori. Ce s-a întâmplat? Sunt o parte care nu au contori. Deci nu este extrem de greu. Dacă pui situația mea, la fel aș face fiecare. Eu tot așa, vorbeam auzit, zice că sunt contori, dar au și contori, dar au și variante ocolitoare. Și alea, ele distrug. Deci contorii, deci am găsit eu. Contorul luat și pus pe geam. Păi, dar de ce îl simt pe geam la dracu din contor să-l ia? Nu, da. Nu, este explicația care mi-este și nu crezi în realitatea. Mă păcălești și mă păcălești și știu să-i păcălești. Că atunci când nu este apă și eu dau drumul, aerul care vine pe el îmi învârte contorul. Și eu sunt de acord și nu debranșat. Am puterea să-și debranșez. Am poliție locală, am puteți lavator. Înseamnă cheltuieli în plus pentru mine. Pentru mine înseamnă om care să fie acolo, săpătură, dop, dracu, nu mai știu ce. Deci eu vă spun și poate nu-i bine că suntem filmați. Băgar, am tupeu să merg cu dumneavoastră, așa, să mergem în teren cu toții, că am văzut că sunt niște consilieri, că nu știu cum sunt de teren. Am văzut o vârstă impus la paraschip. Da. Băi, mulțumim primarie când ne-ați dat apă, consilieri din restul niște proști sau niște cam așa ceva. Ce să ne cerim? Cine face treaba asta e om din ultima spieță din punct de vedere. Nu normal să o facem. Păi nu, trebuie așa lângă. Să vă spuneți, domnule, să nu la iulie au fost duși în delen 200 de metri cubi de apă. Deci eu vreau explicați cum, sau 500 de metri cubi, da? Nu e o soluție.
Nu, nu, pe cum nu? Domnul Mădălin, la ora actuală, vă garantez, pe evidenții clare, că nu este nicio familie de care și plătit apărăției. Asta e altceva, domnul primar. Noi facem raportarea doar la volumul care l-ați dus. Poate voi aici găsesc consilieri și sunt convins că sunteți corecți. Dar cu trei nu se face primăvară și știți foarte mult. Dar n-am pus parte, nu îmi spun cineva, am pus o femeie care îți dădea Elena lui Șerban. Pa ce am făcut de cine era doamnă? Poți două jumătate la telefon și mă luat în gospodar cu toate albele de poți. Îți spune cine. Și îmi spune că... Tăi, ce, nu știu ce vreau să spun. Ce zic în respectivă? Da, m-au luat și cu pompele, că alții fac avioane și nu este apă. Am zis că asta nu este apă, lumea nu-și plătește. Dar nu am pus problema asta pe prin plan. Adică, pentru mine, nu, că ați oprit apa când s-au unit de rei, că ați oprit când au plătit oamenii bani. Nici de cum. Dacă ar fi prin bani, ar trebui să o închide lei, că o jumate au de la mea de plătit, sau nu știu ce datorii au de plătit. Nu, nu am sursă de apă, nu știu cum să fac. E proiectul ăsta greșit. Nu pot să arăt cu deștiu când cineva care a făcut un proiect acum 10 ani greșit, că jumătate de an este apă. Bine, acum a fost, situația a fost ca un ghinion, ca dracu, să întâmplă chiar în august când n-am avut un pompa și a durat. Dar chiar dacă avem pompa, tot nu aveam apă. Eu la Ghidegeu, unde este sursa foarte puternică de apă la Ghidegeu, nu am avut apă la primărie cu zile întregi. În cursul prânzului, când pănuiesc că mai irigau și mai udau, aici este o altă discuție. Că la ghidegeu apa nu e motorizată, când treci pe dinile oamenilor și nu-i scoasă în afară, n-ai acces în curte, dar își plătesc. În mare parte vin la 15 euro fiecare lună și își dau și achit datoria. Nu știu, deci nu găsesc soluții. Atunci când au făcut așamentele în 2008, 9, 10, nu știu, 12 oare, așa, firma cu care am lucrat pentru branșamente, au tras în piept, să spun așa, poate nu știu dacă este cuvântul, cred că ăsta e cuvântul, vreo 30, 40, 70 de potențial abonați. Cum i-au tras în piept? Le-au făcut lucrarea, dar nu le-au pus apometri. Ce am făcut noi? Dom'le, nu ți-au pus apometri, nici s-au plâns. Dom'le, nu v-au pus apometri, e adevărat. Nu știu pe cine să-l prindă, nu era contractul încheiat cu mine, eu chiar de contractul cu Mihai Racoma sau cu Costel Botea. Nu v-au pus apometri, foarte bine. Cât aveți dat la primărie? 2,5 milioane. 1 milion îl suport eu. Să-ți cumpere apometri. Să-ți cumpere tu apometri, să-l pui acolo. Am trimis oameni, i-am supravegheat. Dom'le, dacă noi suntem ăsta, îți scrăm de la E.ON. La contor. Mai bine am fost, nu vrea mai. De. Din la apă numărul de ori. Din satelit acum. Dar v-am spus, e vorba și de, vorba și de educație. Băi, nu, dacă de ce să mai opresc 2 tone de apă? Dacă aș fi mulțumit toți să nu-și oprească apă, să oprească doar la rubinet, cu caldarea, cum așa, ar fi apă, vă garantez eu lucrul ăsta. Dar în momentul în care eu opresc 3 zile ca să umplu rezervorul de nou, e a 4-a zi, o consumă imediat. E firesc, nu ajung apă. Păi lucrul ăsta ce să scoate în evidență, dar nu mă umbi. Deci dacă lumea ai băgat în devenit 500 de tone de apă, da? 500 de tone înseamnă o tonă pe familie, nu? Cred că nici nu sunt mai, nu sunt 500 de case de familie activă în devenit. 400 de abonați în devenit. Da, 400. Bă, deci ții o tonă și nu-ți ajunge pentru uzul casnic? Nu ai cum. Deci atunci înseamnă că e o problemă. Care? Deci nu dau o faci. Sau unii dintre oamenii din locatarea aia fac problema asta. Unul folosește 20 de tone și altul nu ajunge nici 100 de litri. Și atunci ce să facem dacă vă furați? Că așa e treaba. Dădeam apă luna lui Iulie și în marțea și sâmbăta. Nu rezervoarele pline. Dar erau peste jumătate. Spun că 100 de metri, de zi 200 de metri cub. Deci să spun câte 100 de metri cub în fiecare zi. 200 pe săptămână. 2 ori 4 erau 800 de metri cub de apă. Deci 800 de metri familii consuma 2 tone de apă. Nu. Ai exagerat 2 tone de apă la 2 tone. Pentru că spre exemplu, în zona noastră, nu ajunge. Dar ajunge la tot. Dar ajunge la tot. Trebuie ajuns la saturație cu bombierii. După aceea se vadă că e mereu adunația. Și dacă e adunația, mai nu mai e. Nu mai fac rezervă, nu mai fac rezervă. Bun, dar dacă ți-ai făcut rezervă când îți dă drumul la iarna... Eu soluția o văd în felul următor. Dacă dă Dumnezeu, și nu știu, cred că la el e singura șansă, că pe David e oamenii greu, să reușim măcar ceea ce captez la anul să ajungă cât de cât, eu voi încerca, și vă promit aici cu bănul dumneavoastră, să externalizăm rețeaua de apă. Și atunci, în momentul în care vine o societate comercială care să ia apa... Și pune control la limita proprietății... Eu sunt depășit. Mădălina, dacă era locul meu, Stoia, dacă era locul meu, și oricare dintre voastre care este local, este foarte greu să mă cer cu omul la poartă. De unul îmi sfidează. Mi-au pus caldarea în mână un copil de-a lui Tudor, pe cuvântul meu, dacă vă mint. Mi-au fost elev, un post de-a lui Stelie Iancea, care e bolnav cu handicap. Eram cu Ghiță și cu Marcica și mi-au pus caldarea să mă dea, că rață mea apă la poartă, că am plătit apă.
E, plătit ce-ai consumat, n-ai plătit anticipat. Nu cred că plăti cineva înainte bani pentru 1 lua august. Nu! Și nici nu cred că cineva, ori prinsă situația, deci că nu vrei să dai drumul la voi, ești nebun. Adică mie îmi convine să mă suni în fiecare zi, să mă nebunesc, să altfesc că nu este apă și nu sunt în apa închisă în rezervoare. Nu, asta aici e problema odată pe atât de la gândire. Aici e mentalitate, da, dar adică s-au identificat toate sursele de apă. Da. Tot ce da, eu am fost peste tot. Și din ăla, adică depinde ce am și investiții și costurile care sunt pentru a le extrage, acoperă? Nu. Deci e un supliment, dar nu o să distrage nimeni. V-am spus realitatea cum este. Deci eu am fost anul trecut, pentru că l-am propus în campanie și sper să-mi duc la îndeplinire propunerea, dacă nu îmi duce la asta situația, că voi găsi o sursă de apă să mulțumească de lei. Spuneau voci prin delegă că ar fi apă... M-am dus cu cei de la Forsier, care din punct de vedere sunt cei mai pregătiți în zona, inclusiv vărțile mari geologice și așa, sunt la ei, la Forsier și cu general proiectul domnul Bontaș. Am mers împreună și am verificat fiecare sursă posibilă. Gândiți-vă că le-am verificat în lunul mai, nu mai, martie, aprilie, în postul Paștelui, era primăvară și a trebuit să fie și nu era suficientă. Singura sursă care este cât de cât accesibil, cea din Șâtul Talaș, unii cu adevărat. Când te duci acolo, se pare că tu concentrezi pumnul, așa apă. Dar măsurată, v-am spus, unul e de 0,6, unul e de 0,4. Acum de sunt un litru. Un litru și ceva, 1,4 litru, am acum la Drăgugești și merg amândouă să poate ar mulțumi cât de cât. Dar nu, lauul și vine o să fie la fel de greu, înțelegeți? Dar dacă puteam capta asta, treaba asta, atunci eu așa aș vedea să o dăm și să se dă către CRAP, către un privat, vrea cineva, domnul Popescu, Ionescu din comună, să-l ia și să se ocupe de ea. Că omul nu spune că nu plătește, dar spune că vrea apă. Înțelegi? Eu ce am văzut, nu-ți plătesc apa, o plătesc. Dar dă-mi eu. O că sursă n-ar fi de acolo, de la Brădila, de sus, cum îi zice acolo? Poate găsim grădină la mesă, dacă cineva își dorește surse de apă, nu știu cum poate fi pompată și dacă poate fi pompată de acolo, dar surse de apă se găsește acolo. Adică la mâine azi de pește s-au întors în 3 zile, undeva 15 metri prin coapă. Inclusiv foratul la Marea Dinții, sunt comunii, nu mai este la ședințe cu astfel mari, care au făcut treaba așa. Este o comună aici de Basca, dacă am înșelat, stată din Ieneța, un sat care era, la fel ca și Telenul nostru, ridicat un pic de fond, la nivelul... Și tot undeva în zona Dumbrava, zona noastră nu există apă subterană. Jum ca să au roci conglomerate cu petiței și cu zaramuri în jurul Plăsești. Și mi-am zis, nu pot, era în jur de 100 euro. Miliarde de săpătură. Nu pot să risc să pierd 6 miliarde și să săp 5 miliarde și să dau de apă. N-am curajul. Da, păi bine, dar deci n-am curajul. Adică nu poți să te apuci fără niște studii. Da, păi adică aceste apuci dați mai sau. Gândește că domnul Laică la Forsier vrea să-mi ia banii. Deci vrea să-mi ia banii ca și firmă. Dar mi-a spus, domnule, nu cred că o să găsim apă. Nu mă așteptați că o să găsesc apă.
Eu ce vedeam, ne-am așteptat dumneavoastră. Dar să demonstreze cu asemenea, nu? Da. Și, să dar e, și sunt de acord că luam din ei 55 miliarde, toți erați de acord, nu aveam un control, și banii te-am pierdut. Dar cum, la ei, ei pe studii, ca la ei, ei metricite, așa? Nu, au spus, nu, au spus că nu trebuie de cum avea apă. Au spus că nu trebuie de cum avea apă. Pentru că în zona asta au avut calz clar la ei, deci nu au apă, și nicăieri nu este. Și cred că e firesc să fie la momentul la Poiana, cu Lisa Ramură. La care a plăcut Pursa Ramur, la noi la Burghez, purgea apă subfloasă. Deci nu cred că este apă în subteran bună de, de consumat. Am observat ceva, la Deleni, la Hedeciu, cu cât fântâne să nu mai adăci, cu atât apa este sălcii. Nu știu dacă a făcut chestia asta. La noi, sursele de suprafață sunt cele care ne alimentează. Și la Hedeciu. Hedeciu e o rezervor de suprafață care merge foarte bine. Unde sunt iazurile acolo. Numai Hedeciu e mic, ne ajută și geografia, vine numai la vale. Da, și te ajută. Și este ca apă. Da, deci că. Sursa aia de la Tofreanda, de punct de vedere, e destul de bună sursa. Pentru că alimentează 800 de familii. 400 alimentați, să trebuiești 400 la delei. Dar timpul vei nu este apă. Și nu știu da, ce da, adică ar mai, ar mai fi o sursă, zic că dacă o depinde de la de costă. Ce vine de, de, de la noi, de la Brău, la Brău, Bărănezi, știi că vine numai de la Bor. Și de acolo, și acolo este, este o grămadă de apă. Și o tragem în bazinul ăsta. Da, dar nu poți să o iei din Brău. Dar nu, dar nu e din Brău. Deci la Tofreanda, dar nu-ți dă voie, că n-ai voie să o iei. Eu nu știu, cred că mai multă apă se pierde decât se captează. Pentru că de la, la 10-20 de metri de captare, începe părâul ăla care curge pe părâul glodul, care îl știți cu toți și îl vedeți când ceți funcționă de răugești, apa aia este, alimentează părâul Helegiu mai mult decât ce vine de la peștera din partea aia. Deci apă este foarte mult în zona aia acolo. Nu poți capta direct din părâul, că îți trebuie nu știu ce spațiu, nu știu ce aia, așa pe baraj, da. Sunt face și în zona aia, da. Sus. Baraj, da. Așa, pe și atunci pe baraj, și părinte la mănăstiri, cum am dus la un pescătorie de acolo, aduce apă de la un rezervor care vine despre partea aia. Deci nu din partea, dacă ai fost acolo în izbor. Nu mai vorbește de un deget. Toată noaptea mergea în rezervorul acela în plus. Nu este. Vom găsi soluții. Acum sper să reușesc până sâmbătă mic să umplu din nou rezervorul ăsta. Eu zic că într-o săptămână, două, trei, o luni de zile cel mult, eu sunt nevoie de aia normal. Că nu se mai ridică, nu se mai oprește omul în rostii ce vede că merge. Acum am două pompi. O să ardă una oară, o rămâie și mă malta. Dar e nu da, dar pe perioada vine crește, crește tot sumul de apă. Asta e odată cu scăderea apei subterane, ca o dată ce se scade. Și din cauza secetei și crește tot sumul strat. Nu neapărat cu ploaie. Da, nu neapărat pentru că elimină partea cu irigație. Deci tot sumul îți vine. Nu am scăzut, scăzut. Deci faci un duș, să-și facă ploaie. Și acum hai să vă spun cum s-au lucrurile. Toată lumea are dreptate, pentru că suntem în secolul 21 și toți vrem condiții. Joi, n-am vorbit. Și nu m-aș vedea fără apă, hai să fim serios, nu știu. Ce să o vezi? E greu, e foarte greu. Ce să o vezi? Păi spune. Eu nu mă fi plecat. O captăm pe asta de ploaie, o pune la... Ne-a lovea, nu avem nici pe asta. Când vin, zăpada, facem rezervare, bani. Ia, până la... Era obicei, da. Ce-a fost mai s-a dat așa de ploaie? Da, ce să fac? Ne place cu tachia.